În Moldova se taie. Se taie fără milă pădurile. În curând vom rămâne fără codrii seculari lăsați moștenire de Ștefan cel Mare. Milioane de copaci dispar anual. Peste un sfert din păduri au dispărut. Au fost măcelărite fără milă. Republica Moldova a pierdut în ultimii 30 de ani suprafețe importante de pădure. În spatele acestor furturi se află partidele politice și nu doar unul, toate partidele care au fost la putere. Și acum, când moldovenii au fost alungați din țară, când peste un milion au fugit de sărăcie, se taie foarte mult. Drujbele merg pe repede înainte. AUR propune să oprim acest jaf, să oprim tăierea ilegală a pădurilor. Lemnul moldovenesc ia calea altor țări, se urcă în camioane și pe vapoare. Lemnul din pădurile noastre seculare ajunge în alte țări, în timp ce moldovenii nu mai au voie să ia nici măcar lemne de foc. Voronin și-a luat pădure, Dodon și-a luat pădure, Plahotniuc are și el pădure. Fiecare a făcut ce a dorit cu această bucată de pământ românesc. Se taie cu acte foarte mult. Corupția este în floare, dar în realitate se taie de 3 ori mai mult fără acte. Alianța pentru Unirea Românilor și Vlad Bilețchi solicită stoparea acestui măcel. Există o complicitate între partidele politice și grupurile infracționale, locale și internaționale. Jaful din păduri trebuie oprit. Iată de ce trebuie interzisă tăierea industrială pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Alianța pentru Unirea Românilor și Vlad Bilețchi solicită stoparea acestui măcel. Există o complicitate între partidele politice și grupurile infracționale, locale și internaționale. Jaful din păduri trebuie oprit. Iată de ce trebuie interzisă tăierea industrială pe o perioadă de cel puțin 10 ani.